Bună ziua, dragii mei, sunt Arotela cu etalarea pentru 2021 pentru cei cu, cu soare în scorpion. Dar dacă aveți lună, dacă aveți ascendent sau nodul nord, este posibil această etalare să fie valabilă și pentru voi, dar în mod special pentru cei cu soare în scorpion. Și asta pentru că eu m-am oprit cu etalările la balanță, a trecut într-adevăr ceva timp și totuși au fost cereri. Acum vom trei și vom vedea, veți vedea, veți verifica dacă primele trei cărți au legătură cu ce ați experimentat în ultima vreme. Haideți acum să vă citesc cărțile care au venit pentru voi. Haideți să începem cu mesaje de la îngeri. Însă e foarte ciudat, probabil ciudat, interesant. Probabil că unii dintre voi ori ați avut de-a face cu cineva cu marcaj în balanță, ori aveți voi acolo planete, că doar vorba aia sunteți vecini de gard. Da, aveți planete în balanță pentru că, deși a trecut nici mai știu câte o lună sau două de când am făcut balanța, chiar înainte să începe etalarea voastră, am reascultat așa pe scurt etalarea pentru balanță 2021 și am putut să observ câteva cărți oarecum asemănătoare. Cea care iubește, câmpul de lumină, întoarceți inima către lumină, și cam, cam asta e, vedem. Restul etalării, nu știu dacă o trei și o vedea iar, dacă are vreo legătură, veți verifica voi. Dar, cred că unii dintre voi aveți uh, o legătură, sau veți avea o legătură cu cineva care are marcaj. Repet, marcaj nu obligatoriu zodia balanței, marcaj puternic în balanță și probabil că aveți acolo niște conjuncții început de scorpion, sfârșit de balanță, ceva. Sau, repet, voi aveți acolo planete sau ei au planetă în scorpion, whatever. Mesajele de la îngeri. Ha, interesant. 13. Poate acest număr să spună cuiva ceva. 13 și 24. În fine. Vedem ce se mai repetă, ce revine. În primul și în primul rând, veți trăi niște miracole și binecuvântări. Veți conștientiza că fiecare lucru este un dar. Și ce este foarte frumos la acest număr, știți, cei care cunoaște starotul, știți că numărul 13 este um, numărul cărții care reprezintă moartea, care reprezintă scorpionul, că de fapt asta înseamnă scorpionul, e casa opta a transformării, a renașterii. Da? oarecum o confirmare că totuși suntem pe vibrație, vorbim despre vorbesc despre voi. Da. Și de fapt ce se întâmplă după transformare, simțim că suntem binecuvântați, simțim că miracole au loc în, la fiecare pas, tocmai pentru că ne-am ridicat din niște vibrații negative. Și simt că ar putea să fie destul de multe. Și asta e bine, și asta e bine. Un alt mesaj de la îngeri este concentrați-vă pe dragoste. Priviți la ce este bun în fiecare. Scorpionii, unii, nu toată lumea, dar știu că trăiesc pe lângă scorpion și lei. Um, unii au tendința să fie cam negativ. Evident că depinde și de, de harta natală, dar. Aici este transformarea. Să iasă scorpionul din această tendință, percepția asta care revine oarecum la da, destul de întunecoasă, percepția. Și să vă concentrați pe lumină. Vă concentrați pe dragoste. Că așa zice și mesajul. Orice este un dar. Chiar și necazurile, chiar și încercările sunt un dar pentru că ne putem transforma. Învățăm să vedem partea frumoasă, dragostea din fiecare. Da? Seamănă mesajele, dar cu mici diferență. Privește-le ce este bun în fiecare, dar nu ce este rău, ca să nu ți se oglindească ceea ce vezi tu în celălalt. Um, exprimă simpatie, empatie, dăruiește, Concentrează-te pe dragoste, dăruiește, că asta înseamnă dragoste, transformarea scorpionului. Era un citat foarte fain referitor la, la scorpion. Prima fază a scorpionului este iubește puterea. Apoi după ce se transformă, conștientizează că puterea reprezintă iubirea de fapt. Întoarceți-vă, de-aia zic, aveți o, o legătură cu zodia balanței într-un fel sau altul, ori voi planete, or cineva. Întoarceți-vă inima către lumină și posibil să fiți voi aici pentru că vă concentrați pe dragoste, da? În momentul în care vă întoarceți inima către lumină, vă concentrați pe dragoste și vă bucurați de miracole și binecuvântări. Are legătură. Are legătură. La capătul setului de cărți, ce mai aveți? În momentul în care vă întoarceți Inima către lumină, și în momentul în care meditați, reflectați la acele momente din viața voastră când, când ați experimentat dragostea. Poate că au trecut ani de zile de când ați experimentat adevărata dragoste. Sau chiar dragoste față de voi. Da? Da, am zis, nu degeaba apar, apare acest anunț al transformării și o să vedeți mai departe și alte cărți și vom vedea și până la sfârșitul etalării. Miracolele și binecuvântările încep să se manifeste. Pentru că le vedem în primul rând. Probabil că se manifestau și înainte, dar nu le vedeam. În momentul în care vă întoarceți inima către lumină și lăsați un întuneric, lăsați niște probleme, lăsați decepțiile, da? vine această nouă dragoste. În primul rând, această nouă dragoste, repet, este și dragoste față de voi, o dragoste profundă în care aveți înțelegere față de dragonul acesta. Dragonul acesta poate, dragonul reprezintă ego da? Poate reprezenta ego-ul vostru, al nostru, că toți avem un dragon în noi, axa dragonului, da? Cum acționăm în viață. Dorința, ambiția, că este nodul nord, ambiția de a manifesta ceva, și aici este spiritul nostru, varianta noastră superioară, care este foarte empatică și înțelegătoare față de ego nostru. Al vostru, evident că despre voi vorbesc, dar că și eu am planete și aici în Scorpion, intru un pic în familia voastră, a noastră și vorbesc dintr-o perspectivă oarecum asemănătoare. În momentul în care lăsați ca inima și privirea și întreaga voastră ființă să, să fie luminată. Să fie luminată și ce e interesant... Ia uite, bă, e parcă și la fel este. Doar că aici este de aproape, acolo din depărtare, nu? Aceeași figură, da, care se întinde către lumină, către lumină. Aici spun o nouă dragoste. Poate repede să fie dragoste față de voi, față de ego-ul vostru, Poate să fie într-adevăr o nouă dragoste după ce a trecut prin foarte multe. Dragostea face diferența. Ați avut răbdare cu voi, cu cine o, fi avut, cu, o să fi avut interesant că e 17, 7 și cu un 8 casa 8 a scorpionului. Dacă aveți răbdare în continuare, veți și răbdarea aceasta să se manifeste printr-o stare pozitivă, nu absurdă, dar plină de credință, Vine această nouă dragoste sau vine această, iar 2 cu 6, 26, 8, Casa Scorpionului, veste, miracol, da, ce frumos, miracol, băi, deci nu se poate, uitați-vă cum seamănă amândouă cărțile, aici întinde mâna către stea, către miracole, iar aici se întinde cu draga ființă, parcă e și luminată, și într-o parte și în alta, vedeți? Și într-o parte și aici. Se întinde către lumină. Îmbrățișează lumina cu alte cuvinte. Dacă faceți acest lucru, 8, 9, 36, 26, uh, veți simți o altă viață. Veți intra într-o altă vibrație. Într-o altă vibrație, cu siguranță. Vom vedea, veți vedea dacă manifestați o nouă dragoste, dar repet, în primul și în primul rând trebuie să fie dragoste față de voi. Asta e cel mai mare miracol și cel mai mare binecuvântare. Și apoi vine și dragostea din partea celorlalți. Din seria cealaltă de cărți, iar aveți confirmarea, confirmarea că intrați într-o aveți potențial dacă vreți să alegeți. Corect. Dacă, dacă vrei să alegeți din inimă, din lumină, din credință, cu dragoste, dacă vrei să alegeți aceste lucruri, aceste miracole și binecuvântări, ia uitați-le cum se, cum se coboară asupra voastră, vă transformă într-o ființă de lumină și este femeia de lumină. Nu vorbesc măsai despre femeie, este latura feminină a fiecăruia. Da, posibil, pentru că totuși avem două femei, femeia de lumină și femeia care visează un pic. Visați un pic că ieșiți din spirala aceea în care ați stat atâta timp și intrați în lumină. În momentul în care intrați în lumină, va trebui să treceți prin acest câmp de lumină care ar putea să fie foarte provocator, mai ales dacă, iau te, da? Întoarceți-vă către lumină, a zis că e o legătură cu balanța. Din întuneric mergeți către lumină, din întuneric mergeți către lumină. Aici este un personaj. Lăsați în urmă oamenii care vă dușmănesc, dragii mei, pentru că asta este o percepție. Și chiar dacă ar fi reală, percepția este neimportantă. Adică este importantă, dar important este să nu vă concentrați pe întuneric, ci pe lumină. Aici se deschide unghiul, da? Este un unghi care se deschide. Lăsați în urmă oamenii care v-au necăjit. Am zis, visați un pic că ieșiți din spirală, din karmă, eventual, intrați în această lumină, treceți prin ea și în momentul în care treceți, vă va transforma această lumină. Vă va transforma într-o nouă ființă. Într-o nouă ființă. dar trebuie să îndrăzniți să visați pentru că unii scorpioni, unii, nu toți, au, repet, tendința, chiar dacă sunt de semne de apă, tendința să analizați prea mult, să cântăriți prea mult, să stați unii, repet, ca să nu vă să înțelegeți că nu vă judec pe toți și, nu, nu, de fapt, nu vă judec pe niciunul, nu vă pun pe toți în aceeași oală, da? E această percepție, e această percepție. La capătul setului de cărți aveți foc și gheață. Cine poate fi mai extremist decât scorpionul? Cred că nici vărsătorul nu poate fi la fel de extremist. Foc și gheață. Între gheață, dar într-o ființă foarte sobră, care nu exprimă nimic și cineva care arde de pasiune, ai sunteți voi. Dar ideea să fiți la mijloc, să fiți în lumină, cum am arătat mai devreme. O, oh, ce frumos! Acum văd! Acum văd! dragii mei, aici este un cuplu. Da, vedeți? Este un cuplu. Ea își sprijină capul pe umărul lui. Deci dacă voi și sufletul vostru pereche nu s-a putut manifesta, a fost îngheață această relație, înghețată această relație, da? se va dezgheța în momentul în care amândoi vă întoarceți fața către lumină. Se va dezgheța și veți experimenta pasiune, foc, Ardere. Hm. Pentru asta trebuie să ieșiți din inelul timpului. 44 un număr, iar 8 doi poate că ați fost în... e un număr mai extraordinar să zic. Uh, amândoi poate că ați fost încăpățânați și trebuie să vă transformați separat și împreună. Dar, uh, pentru mine, uh, inelele timpului reprezintă Saturn, niște greutăți, niște karme peste care... Um, Uneori nu se poate trece. Și singurul lucru prin care puteți să trece sau puteți să transformați sau să ardeți, că am vorbit de ardere, nu să înghețați, să ardeți karma, este prin rugăciune. Mama, cea care se roagă. Prin rugăciune. Și uite așa ieșiți, ce frumos, ce frumos. Ieșiți din umbră și mergeți către lumină. Iar tipic scorpionului, că scorpionii se, se retrag uneori. Și de multe ori se otrăvesc ei cu gânduri, cu emoții, cu. cu, cu, cu. Dumnezeu vă vorbește prin Lumină. Ia, uite. Dumnezeu vă vorbește prin Lumină. Frumusețe. Asta este frumusețea lui Dumnezeu. Și manifestată și în viața voastră. Dar frumusețea înseamnă și Venus, Venus înseamnă și iubire. Iar eu se va manifesta iubirea și la nivel personal și la nivel uh, relațional, adică între voi și altcineva. Poate să fie și membru al familiei, poate să fie oricine altcineva. Dar au fost niște probleme. Au fost clar niște probleme. Care s-au putut rezolva, se pot rezolva în continuare până la sfârșitul anului și în anul următor, da? Prin rugăciune. Prin rugăciune. Și, interesant, în rugăciune vă va vorbi Dumnezeu în momentul în care vă veți ruga. Aici sunteți voi pe pământ rugându-vă și trimiteți niște vibrații în sus către Dumnezeu în momentul în care vă rugați. Da? Și uite, așa se topește gheața și ardeți karma și mergeți înspre această zonă plină de lumină, de miracole și binecuvântări. Energia generală pe care o veți experimenta unii dintre voi, generală, în 2021, iar lupta aceasta între percepții într-o stare negativă sau de negativitate sau de neîncredere, în care aveți impresia că totul în jur este întunecos doar pentru că nu puteți voi să vedeți. Dar, zice, întoarceți-vă către lumină. Către lumină înseamnă că ați fost iar în întuneric unii dintre voi sau, sau, n-ați înțeles o poveste, n-ați înțeles niște lucruri. Și în cauza că n-ați înțeles, evident, ați simțit acest întuneric. Nu s-a comunicat într-o privință. 21. Eu cred că încheiați un capitol pentru că 21, deși aici sunt mai multe cărți, reprezintă lumea. Încheiați un capitol în care ați simțit acest întuneric prin lipsa unei comunicări sau neînțelegeri. Și veți manifesta aceste miracole și binecuvântări și din punct de vedere fizic, 10 de, de monede. În general vorbește despre o abundență specială. Dar iar dați măștile și aici, aici aveți o mască, aici o dați jos. Și începe să se vadă lumina din voi, interesant, da? Întoarceți-vă inima către lumină. Hm. În momentul în care dați masca jos, vi se vede și fața, vi se vede și Adevărat a, adevăratul vostru potențial eventual, știu că mulți acuză scorpionii doar pentru că nu înțeleg, acum depinde și de scorpion dacă vor să rămână în energia aceasta negativă sau să meargă către lumină. Unii dintre voi aveți, veți experimenta niște trăiri, dar până la urmă va fi bine cu aceste 10 de monede. Um, niște situații Ciudate, să zicem, să folosesc acest cuvânt, referitor la familia voastră, la profesia voastră, la niște situații materiale, sau mai bine zis, nu materiale, niște moșteniri, ceva legat de familia din care vă trageți, de genealogia voastră, de cultura voastră. O perioadă nu veți înțelege. Și totuși, în momentul în care vă rugați și vă concentrați pe dragoste, se va face lumină. Atâta lumină că va trebui să vă dați singur măștile jos și veți vedea adevărata valoarea situației. În momentul în care au venit aceste cărți, au mai venit altele. Posibil o poveste paralelă sau un paralel, unii dintre voi a trăit sau v-ați întâlnit la un moment dat cu acest suflet pereche, doi de cupe, cu acest suflet pereche. Singura persoană cu care puteți simți lumină când sunteți împreună, înțelegeți? Singura persoană. Uitați ce frumos este reprezentată. Ce sărut, miraculos, încărcat de divinitate, de, de o dragoste nepământeană, o dragoste înaltă, da? Singurul personaj, l-ați întâlnit? Sau urmează să le întâlniți? Dar eu zic că l-ați întâlnit. Rămâne de văzut... E posibil pentru unii să... Pentru unii, nu pentru toți. Acest personaj să revină. Rămâne de văzut cum se va manifesta. Zic așa pentru că am senzația, eu am senzația că aceasta este o energie din trecut. Acest pe personaj a venit uh, într-un mod uh, neașteptat, cu un foc teribil, da? Ați simțit această dragoste, ați simțit acest foc, dar un foc divin nu este o, o, o poftă. Poate că i-au simțit pofta și pe urmă au conștientizat sau n-au conștientizat, au conștientizat după aceea ce se întâmplă între voi. Dar au venit brusc, au vrut să vă cucerească, da? Poate chiar v-au și cucerit unii dintre, pe unii dintre voi, dar la un moment dat au apărut lacrimile. Cinci de apă ați rămas așa. Posibil interesant o fi intervenit altcineva între voi doi. Posibil doi și încă o persoană. Și uite așa apar trei peștișori, da? V-a fost furat peștișorul sau vine sufletul pereche, da? V-a fost furat de cineva, posibil semn de foc. Da, și această poveste va aduce și lacrimi și va, va, va consuma energetic, va consumat foarte mult. Însă, dragii mei, repet, ardeți karma. Ardeți karma pentru că sufletul acesta pereche, chiar dacă e pereche, posibil că a fost deturnat, a fost distras de la întâlnirea cu voi din niște motive. Probabil că nu și-a încheiat carmele, da? Însă, însă. Încercați să înțelegeți, să puneți lumină în acest întuneric în care ați stat. Și în momentul în care vă întoarceți iar fața către lumină, inima către lumină. Întunericul nu va mai fi întuneric. Va fi doar o formă de energie prin care treceți cu o altă energie aliat, cu lumina, cu Dumnezeu, cu rugăciunea, cu miracole și binecuvântările. Și asta trebuie să manifestați voi în, în 2021. Asul de monede. Asul de monede. Să manifestați altfel de relații. Șapte. Relațiile de lungă durată. Altfel de relații. Pentru că în trecut am senzația că ori voi, doi de monede, ori altcineva a jonglat între voi și cineva. Acum, că o, fi o altă persoană, că o fi dorința de a face bani, da? Doi de monede. Variază. Avem și aici zece de monede. Dorința de a ajunge într-o anumită poziție, de a atrage atenția prin bogăție, iar variază. Ia uite, balanță, iar apare... Doi de spade, doi de monede. Ideea este că s-a încercat, a fost o încercare, o nouă, de a manifesta ceva nou. Asul de aer, doi de apă. Da? Însă, încercarea aceasta n-a putut să meargă mai departe din cauza că a apărut niște... În primul și în primul rând a apărut minciuna. În ce sens minciuna? De multe ori ne mințim că nu, nu o să meargă bine, nu o să putem manifesta, că aia și că Ne autosabotăm printr-un anume fel de a gândi, poate tradițional, poate netradițional, poate faptul că nu avem încredere unii în alții. Sunt multe motive. Poate că altcineva a încercat niște strategii, poate că altcineva nu a văzut adevărată Uh, valoarea acestei uh, uniuni sufletești care s-a întâmplat. Eu am senzația că v-ați întâlnit. Dacă nu urmează să vă întâlniți oricum. După ce depășiți acele iaute. Aveți răbdare, decepțiile, lacrimile, arde scarmele, da? Înțelegeți limbajul, vă rog. În momentul în care... Unde era? Da? Aici În momentul în care înțelegeți, este Mercur care studiază decepțiile. Trei de spade, asta înseamnă decepții. E un craniu, trans, va duce transformarea, va duce înțelepciunea. Aici trei de spade e altfel simbolizat. Este o experiență tristă necesară tocmai ca să... Ia uite, ce frumos! Să vă întoarceți privirea către lumină, către cunoaștere, de o cunoaștere divină. E o carte, poate a trebui să citiți mai mult din Biblie. Sau din uh, altfel de, de cărți care vă pot, poate chiar psihologie, să înțelegeți de ce cineva s-a purtat într-un anume fel. Ca să vă recapătați înțelepciunea și să transformați situația. Că, de fapt, asta înseamnă. E o alchimie aici. Voi aveți acest dar. Mai mult decât uh, foarte mulți, da? Să alchimizați, dar depinde de voi dacă vreți să alchimizați sau nu necazul în bucurie, suferința în miracol, dar sacrificiul cum a făcut Isus, sacrificiul în renaștere. Aici este. Și asta trebuie să manifestați voi, asul de monede, să manifestați relații înțelepte. Dacă voi manifestați înțelepciune, atrageți și oameni înțelepți. Mai devreme sau mai târziu. N-aveți cum. Nu aveți cum altfel. Hm. Și am zis în momentul în care ești, dați masca jos, vedeți lumina aceasta, ia uitați-o, o puneți în, în toiagul vostru, în pasiunea cu care mergeți în viață, pasiune care trebuie să manifeste credință, conexiune la divinitate, la forțele supreme. Da? Atunci aveți manifesta și 10 de monede. Abundență, familie stabilă, mâștenie și așa mai departe. Hai să vedem cum se vor. Cum vor reveni eventual, dacă vor reveni aceste mesaje într-un fel sau altul. Asta e aici, ametistule? Hmm. aici. În timp ce am amestecat cărțile, am văzut uh, regele de spade, probabil ați avut de-a face, că am văzut și aer, dar și este și aici o spada. Ați avut de-a face cu cineva cu marcaș puternic în semn de aer și voi cu marcaș puternic în semn de apă. Au ce au fost niște neînțelegeri care au trebuit înțelese prin credință, prin conexiunea la valori, la lumină. La capătul setului de cărți, iau de asul de spade, regina de spade. Iar, semn de aer pentru unii, vale de spade. Cineva care își dorește foarte mult să comunice. Posibil acest personaj din acest motiv a stat în întuneric și acel, acele suflete perechi nu s-au putut manifesta. Acel personaj a avut de dus ceva într-o familie, niște responsabilități într-o familie, într-o relație stabilă, că văd semne de pământ, capricorn, Păi, deci, îmi scapă. Cum îi zice cu tâ, uh, Taur, da? Și ar apare semn de foc, eventual, dar nu asta contează, da? Contează că acest personaj, am senzația că pentru unii poate să fie. Acestea trebuie să reprezintă un personaj care își dorește să comunice cu voi, da? Să comunice niște decizii luate în familie, iar 10 de monede poate să fie familia lor. Nu a voastră. Variază. E un contract cu cineva. Poate nu-i familie, poate e locul de muncă al cuiva. Cineva care a tras din greu ca să asigure stabilitatea cuiva sau să crească financiar, să se ridice la valoarea voastră. Vorbesc totuși despre voi, da? Și în acest motiv cele două suflete nu s-au putut manifesta. Iau te regele de cupe, sunteți voi. Voi care ați plâns. Voi care ați plâns, aceste suflete care nu s-au putut manifesta, cele două suflete care vi le-am arătat mai devreme, din cauza altor cupe, cupe fiind interese, nu neapărat personaje, prieteni, hobby-uri, da? Da, văd iar balanță la un moment dat, un blocaj necesar ca să se ordoneze gândurile cuiva ca să crească financiar, să ajungă la același iaute, la aceeași valoare, că de cât, măcar financiară sau măcar, eu știu... Hmm. Asta pentru că unul dintre voi este foarte independent și inspiră pe celălalt la creștere. Nouă de monede. În mod special aceasta s-a arătat în timp ce am amestecat, am amestecat, hu hu hu, am amestecat cărțile. Este Venus, este dragostea, dar este și uh, nevoia de a exprima valoare în viața voastră. A voastră sau altcineva vă inspiră sau voi inspirați pe altcineva. Dar pentru că vorbesc despre voi și pentru că voi sunteți reprezentați după transformare prin uliu, vultur, aș putea să zic că sunteți voi. Chiar dacă sunteți marțieni, eu cred că Venusul nu este reprezentat de roșu, este reprezentat de verde și totuși aici este simbolul lui, lui Venus. de zic, aș putea să zic că sunteți voi. Așa simt. Voi care vreți să ieșiți din această... Tendință pământeană, concentrată. Că asta înseamnă scorpion, înseamnă și bani, taxe, nevoia de control. Da? Voi vreți să creșteți spiritual și să comunicați cu Divinitatea. Repet, dacă simțiți că nu sunteți voi, ar putea să fie altcineva care vă inspiră. Însă, în acest an se va manifesta adevărul, victoria, după ce, ce frumos, ia uitați, ce frumos, după ce s-a stat în întuneric, sabia a fost în jos, acum va fi în sus, în lumină, înspre, ia uite, ceacra a șaptea, conexiunea cu divinitatea, este coroana, aici e, aici e victoria, prin acest câmp de lumină, prin credință, nu prin dorința de bani. Vor veni și celelalte miracole, binecuvântări, bani, abundență, dar în momentul în care vă conectați la divinitate. Dragii mei, înțelegeți mesajul, da? Aici în întuneric, beznă, aici este doar o călătorie prin întuneric, pentru că avem aliați, avem lumină, în mod special, avem pe Dumnezeu alături de noi. Hai să vedem. Eu deja am vorbit mult, dar așa vorbesc la aceste etalări. O să pun câte o carte pentru fiecare lună. Scorpion, soare, lună. A, nu, doar soare, poate și lună, poate și modul nor, poate și ascendent. Scorpion 2021. Ok. Ia să vedem. 6. Am văzut balanță mai devreme. Balanță fiind nevoia de echilibru, nu musa ai balanță, dar am vorbit că se manifestă într-un fel sau altul. Orb, ia uite, asta tot balanță. 2 de spade, 6 de monede, 2 de spade, imediat oh, 8 de spade. Ianuarie, februarie, martie, aprilie, mai, frumos. Că e opusul vostru, soare în opoziție cu scorpionul. Începe să se manifeste. Ceva frumos. Lumina, în mod special. Mai, iunie. Iulie. Am vorbit de lună. Lume? Am vorbit. Interesant că apare. Se schimbă această lume. Începe să intrați într-o altă vibrație. Deci, iulie, august, septembrie, hm. octombrie, noiembrie, ha. Decembrie, frumos. Valetul de cupe. La capătul setului de cărți împărăteasa, eremitul de aute. Da, niște probleme. E interesant că apare 10 de monede, da? Acest întuneric în familie sau în relațiile cu cei de acasă, cu neamurile, cu jobul, cu colegii voștri, cu șefii voștri. 10 de monede. Și aici percepția asta se rearată sub forma lui, 10 lui 5 de, de monede o schimbare pe care, uite ce, nu mai mă duc în spate, ba, mă duc, da, o schimbare pe care cineva nu a vrut să o, să o, adopte și când nu vrei să primești schimbarea, ți se îngreunează drumul, da? Este o roată norocului, este un turn, este un turn care în această poziție, asta îmi sugerează că cineva a ținut mai mult de o latură financiară prea mult, regina de monede, Poate, eu știu de cineva din familia voastră, voi sau alt cineva din preajma voastră, soție, mamă, da? Și această neimplicare în reconstrucție, în schimbarea vibrației necesară în 2020-2021, da, a îngreunat niște probleme, niște relații. Că aici este o relație între cineva și altcineva, da? A îngreunat. Și totuși, aceasta a fost o lecție spirituală. Vedeți cum reapare imaginea, da? Saj, înțeleptul și eremitul. Cam una așa aceeași, da? Este o lecție spirituală. A trebuit să treceți prin așa ceva, voi sau altcineva sau și, și, da? Ca să învățați să alegeți o nouă lume. Aici cineva lasă în urmă băta care stă pe loc și alege o bâtă detașabilă, adică fără atașamente. Știm că scorpionii pot să se atașeze foarte mult, foarte mult. Că nu degeaba sunt scorpioni. Sunt printre cei mai posesivi. Asta până să vă transformați. Da? Până să alegeți Ia uite, transformarea, judecata, să vă ascultați îngerii, ce frumos aici, să treceți prin câmpul de lumină, să vă ascultați ghizii spirituali, să ascultați, să vă rugați, să crește se va manifesta abundență, iar e Venus pe care l-am văzut mai devreme, se va manifesta abundență după ce alegeți renașterea. A, ia te toți, trei să uită către lumină, cum zice și mesajul. Întoarceți-vă inima, că noi, mai întâi ne, noi privim mai întâi cu inima și apoi cu ochii, da? Eventual cu al treilea ochi. Întoarceți-vă către lumină și vin miracole și binecuvântări. Care este cel mai mare miracol? Să renaști. Da? Să renaști. Și concentrează-te pe dragoste. Dragoste aici în da? În acea, după această renaștere, aici este dragoste, este împărăteasa. sa. Dragostea divină, dragostea pentru divinitate, care va fi cadurisită și cu abundență financiară. Hai să vedem. În ianuarie aveți șase de monede, șase de monede, iar niște situații care țin de, de bani. Probabil legale pentru unii dintre voi, că o acasă, posibil să fie și la locul de muncă, că e, că e casa a șasea pentru unii. Iar semnul balanței să spună ceva unora. Orică aveți voi acolo planete, orică există cineva, iar variază. În ianuarie poate cineva vrea să vă ofere sau a vrut, vedeți și voi, a vrut să vă ofere sau să ofere cuiva niște bani, dar în momentul în care, sau un ajutor, în momentul în care a oferit cuiva acest ajutor, o altă persoană a rămas fără niște daruri, fără niște daruri. Și aici este întunericul acela, o stare de nedreptate eventual, da? Poate a fost un triunghi pentru unii, nu pentru toată lumea. Dorința cuiva de a echilibra o situație aduce suferință altuia. Nu putem să-i mulțumim pe toți. Asta mai ales dacă aveți planete în balanță. Nu putem să mulțumim pe toți. Când îi mulțumim pe unii, îi ne mulțumim pe alții. Eventual, în momentul în care cineva a oferit altcuiva, a apărut nevoia de a alege ce fac. Mai aștept ajutor de la acest personaj când văd că dă în altă parte? Sau invers, depinde în ce poziție sunteți. Pe cine aleg? Dacă sunteți aici, pe cine aleg? Pe cel care nu are și care mă pune în postura să caut ajutor în altă parte? Vedeți cartea, dar nu mai explic, dar pe cine aleg? Că totuși vorbesc despre voi. Deși aveți aici semne de aer, cum am vorbit și mai devreme. Iar cineva cu marcaj în semne de aer. Da? După această situație, echilibrată-dezechilibrată, zic așa pentru că am zis echilibrăm într-o parte și dezechilibrăm în alta, a apărut în februarie nevoia are doi, interesant, nevoia de a alege. Eventual, dragii mei, la lună nouă, poate. Acum a trecut februarie. Dar ascultați și etalarea pentru lună nouă ca să știți pe viitor cum să manifestați. Tăceți, vorbiți mai puțin um, și concentrați-vă pe ce vreți voi să manifestați. Nu, nu pe situația în care sunteți. Ia, uite, chiar seamănă. Da? Și amândouă sunt legate la o, ca o mască, da? Aici spada e în jos, aici cele două spade sunt, creează un X, adică un, o interdicție o tăcere, o tăcere necesară, ca să nu să ascultați în Nu să și bandajul ăsta la ochi sau uh, detașarea este necesară ca să nu vă lăsați influențați de o iluzie că întunericul ăsta e o iluzie. Și să vă concentrați pe ceea ce puteți pe lumină, pe ceea ce puteți să manifestați, nu pe latura întunecoasă a lunii și pe latura luminoasă, cât ar fi de puțină, mai ales că e la luna nouă, v zis, la luna nouă, prima zi de lună nouă e super întunecoasă. A doua apare o fâșiuță de lumină. Posibil în februarie nu ați vorbit cu cineva, cineva v-a blocat, voi ați blocat sau a fost nevoie să alegeți. Poate că ați ascultat, Doamne ajută, pentru că aici deja personajul ascultă. Își ascultă intuiția sau ascultă ceva, da? Nu vorbește, nu se uită, ascultă. Ați ascultat, Doamne, ajută. Niște documentare care v-au ajutat sau vă vor ajuta, cum am zis mai devreme și în prezentarea pe care am făcut-o și către care vă trimit. Da? Cum să manifestați la lună nouă? Și totuși, pentru unii simt că este o, un blocaj din cauza acestei dezechilibrări. Un blocaj sau o tăcere? O tăcere poate să fie repet din partea voastră față de cineva și acel personaj să intre în, într-un într -un cerc vicios că aici înconjurat de spade, într-un cerc în care se gândește tot timpul că e blocat. E blocat de voi sau voi sunteți blocați de cineva. Iar variază, spun, de câte ori pot vă până vă plictisiți. Ca să știți că cărțile pot să vorbească și de altcineva, nu doar de voi. Dar, după cum vedeți, un triunghi oarecum sunt trei persoane și atunci, în momentul în care sunt trei, deja sunt prea multe. Chiar dacă a treia persoană reprezintă un job necesar sau niște îndatoriri, da? Chiar, e prea mult. Da? Noi avem nevoie să fim doar noi doi, da? Sau noi doi. Variază. Ei, și după acest triunghi, nevoia de o a lua decizii și de a bloca. De a bloca ce este în plus. Și acest blocaj, această tăcere, acest moment de alegeri, aduce un stres. Dar, mai presus de stres, o stare de. iar. Blocaj, repet, um, depresie pentru cineva, voi sau altcineva. Dar această de depresie, cum am zis mai devreme, este necesară, am văzut eremitul, da? Ca să vă găsiți lumina. Ce înseamnă? Să transformați. opt înseamnă casa scorpionului. Să transformați felul în care gândiți ca să începeți să manifestați valetul de monede cu pași mici și siguri, într-un mod studios, dacă aici este cineva care studiază, da? asul de monede care l-am văzut mai devreme și înțelepciunea pe care o căpătați la un moment dat, intuiția, eu știu ce. În momentul în care începe să Vă dezlegați, am vorbit de foc și gheață, am vorbit că se poate arde karma prin rugăciune, da? Prin rugăciune, mother praise. Da? În momentul în care vă dezlegați, întoarceți privirea către lumină, cum și zice aici. Simțiți că încep să apară miracole. Miracolele, uite ce brus după 8 de spade și 2 de spade apare un valet de monede. Cineva vine cu o ofertă, că sunteți voi care vreți să construiți și să studiați. Da? Cum să începeți ceva nou, variază. Că e altcineva, iar variază. Dar apare acest valet de monede în aprilie, în special. Posibil cineva să vă invită la o întâlnire. Da, să aveți o întâlnire cu cineva și după această întâlnire să se nască o pasiune, o nouă pasiune, iaute. Asul de, de băte și cavalerul de băte. Multă atracție! Multă atracție! Dar ca să nu vorbim doar de atracție, am zis că dau mai multe variante. Am zis, în momentul în care studiați cum să ieșiți, pentru că puteți să fiți voi, dar nu altcineva, cum să ieșiți din aceste blocaje, din această programare mentală, apar niște idei, apare cheful de viață, astfel de băte. E cheful de viață, după ce a stat în depresie, poate în martie. Iar variază, vedeți, veți trăi și veți vedea. Iar variază. Începe să vă însănătoșiți. Să vă, vă dezghețați, apropo de îngheți și dezgheți, de, da? Foc, foc și gheață. Și întuneric, lumină și întuneric. Și asta se poate, repet, manifesta la nivel personal vine ideea după ce studiați, repet, după începe... Și ce înseamnă studiați? Afară de studiat, înseamnă să manifestați. Iar ar trebui să vorbesc mai mult despre manifestare. Că asta înseamnă monedele manifestă până în realitate. Dacă vă comportați de ca și când aveți, nu de ca și când nu aveți, vine, repet, încrederea, astfel de bătăie reprezintă încrederea, credința, inspirația și la un moment dat începi și voi să prindeți viteză într-o nouă și curaj într-o nouă direcție. Și ieșiți, uite așa, în iulie, ieșiți din cercul în care a stat. Cerc este aici, 8 de spade, aici cercul. Ieșiți din acel întuneric și intrați într-o nouă lume, într-o nouă vibrație. Și în momentul în care intrați într-o nouă vibrație și vă concentrați pe creșterea voastră spirituală, că mov, pe femeia de lumină, pe câmpul, iau ce frumos, da, ce frumos, câmpul de lumină, uite aici ce câmp de lumină, pentru că pătele reprezintă focul și focul reprezintă, uitați, lumina, Da? În momentul în care treceți prin această lumină, visați un pic din întunericul în care sunteți visați și se manifestă visarea, se manifestă, da, prin valetul de monede, în momentul în care treceți prin câmpul de lumină, simt că cineva vă întâmpină. Și dacă nu vă întâmpină, dar eu așa simt, o să-mi spuneți la sfârșitul anului eventual, dacă nu vă întâmpină, pentru că e o distanță reprezentată și de trei de monede și de cavalerul de, pardon, nu de monede, și de trei de băte, cavalerul de băte, că el vine și atunci înseamnă că nu e aici, este undeva și atunci vine, da? Și de lume, e o distanță între voi și cineva. Se manifestă această, simt eu, această nouă dragoste, acest nou potențial, repet, chiar dacă nu este o nouă dragoste, să fie dragoste față de voi. Începe să aveți speranță, ca să înseamnă trei de băte. Da? În momentul în care lăsați cercul acesta, programarea, că de fapt asta e cercul, ieșiți din el. Și aici este o femeie, da? Ieșiți din elementele fixe, că aici este scorpionul, leul, taurul și vărsătorul. În momentul în care ieșiți din fixitate, manifestați trei. Ce înseamnă trei? Mișcare, înseamnă trinitate, conexiunea cu spiritualitatea, înseamnă comunicare. Dar cu aceste cărți de foc, o comunicare inspirată, inspirantă, plină de pasiune, de optimism, toate reprezintă optimism. Deci în august, posibil iulie-august să vină cineva Iunie, iulie, august, ori voi să vă, să vă mișcați pentru că aveți un nou chef de viață, da, vă mișcați, manifestați pasiune, încredere, curaj și ieșiți prin fiecare faptă, prin fiecare acțiune, ieșiți, repet, din această fixitate, stat pe loc. Și în momentul în care ieșiți, simțiți că vin oportunitățile da? navele, astea sunt oportunitățile în zare, simțiți că aveți o nouă credință, o nouă speranță, că lucrurile se manifestă altfel în viața voastră și totul a depins doar de felul în care ați gândit și eventual a depins foarte mult de ce ați manifestat în momentul în care ați tăcut și de și tăcerea asta a voastră, al altuia, nu contează a cui este, trebuie întâmpinată corect și înțelept. Și tăcerea și blocajele sunt necesare tocmai ca să ne regăsim pe noi. În august am zis, cineva posibil să vină de la drum, de la distanță sau voi să faceți niște drumuri. Iar variază. În septembrie aveți cinci de spade. Și de spade să zicem că dacă mai întâmpinați ceva, a, dacă mai vine cineva, aici iar sunt trei persoane, în ianuarie apar trei persoane. Dacă vă reîntâlniți cu persoanele care v-au adus dezechilibru, s-ar putea să vă doriți să-i puneți la punct. Eu zic să iertați că asta înseamnă valetul de cupe. Și este finalul anului. Să învățați până la sfârșitul anului să iertați. Că în momentul în care iertați, manifestați lumina, femeia de lumină. Posibil, în momentul în care începe să vă fie bine, iar zic posibil pentru că e o etalare colectivă, am o singură carte. Posibil în momentul în care. Manifestați tot ce înseamnă pozitiv din aceste cărți 4, 5, câte sunt ele, aprilie, mai, iunie, iulie, august. Manifestarea repetă, încrederii a încrederea sănătății a mobilității, a explorării unor noi lumii a am zis, am zis, da? În momentul în care experimentați toate și practicați aceste lucruri, posibil să vină din trecut acest personaj, în cazul în care nu vă reprezintă pe voi cele două cărți, doi de spade și opt de spade. Personaj care probabil pe unii dintre voi v-a pus într-un triunghi. Dacă vine acest personaj sau dacă voi aveți tendința să vă întoarceți în trecut pentru că i-ați întâlnit. Dragii mei, vă sfătuiesc: să schimbați, să lăsați în urmă, să. Așa simt acum. Ia uite, aici sunt două spade, același personaj da, care v-a blocat cândva, să-l vedeți pe stradă, să apare în fața voastră pentru că îi atrageți cu vibrația voastră frumoasă. Și dacă v-ați întâlnit un nou personaj, o nouă pasiune, amândoi sunteți strălucitori, da, vibranți. A, că tot vine nouă dragoste. Dacă v-ați întâlnit pe cineva și vă întâlniți cu vechea dragoste, lăsați-l în pace lăsați în plata Domnului, uitați, întoarceți-le spa, spatele și lăsați-i pe ei cu cuvintele sau cu necuvintele, că e o spadă în jos aici, e o spadă în jos, da? Și cu ce au mai făcut ei de-a lungul timpului? Cu dezamăgirile, că am văzut aici un trei de spade, da? Cu dezamăgirile, cu sabotările, cu tot. lăsați în, în, plata Domnului. Pentru că ce înseamnă schimbare și am mai vorbit este, schimbare, este numărul anului. Ascultați și despre vibrația anului. E o provocare mentală. Ați învățat lecția? Ați învățat lecția detașării și a deprogramării mentale? Copt înseamnă schimbare și atunci deprogramați. Mergeți către nou, către spiritualitate, către lumină, nu? Dacă în septembrie se regăsește o situație, vă reîntâlniți într-o situație, da? Fiți înțelepți și schimbați. Lăsați, am zis, dacă sunteți cu cineva, voi doi, și singur, dacă ați fi, lăsați -i pe ei. Dacă ei și-au găsit pe altcineva, lăsați-i în plata Domnului. Dacă voi v-ați găsit pe altcineva, lăsați-i pe ei în plata Domnului. Așa simt. Cinci de spade înseamnă și strategii. Mentale. Dorința de a câștiga pe cineva, da? A scorpionului sau scorpioancei, soare, ascendent, lună. Nodul nor. Îi merge bine. Are o nouă iubire. O, a început o nouă viață. Încep să vină oportunități, miracole și binecuvântele pe care le vedem, da? Oportunitățile, navele cu cadouri, da? Vin în zare. Asta pentru că vă concentrați pe ce? Pe dragoste, pe împărăteasă. Renașteți, da? Repet. Alegeți, alegeți, ia uite, alegeți focul, o nouă pasiune, o nouă lume. Învățați în această lecție spirituală revin, da? Posibil cineva cu marcaj în semn de foc să marcaj, nu mu să semn de foc, dar zic marcaj. Să apară undeva ușor prin aprilie și apoi mai, iunie, iulie, august să simțiți. Și repet, de câte ori pot cineva din trecut să revină sau o amintire sau poate invidia, poate nu e din trecut, poate este chiar în prezent în septembrie, vă invidiază oamenii că 5 de spade e și invidios. Da? Are o sabie ascunsă, o armă ascunsă, dragii mei. Da? Pentru că vă e bine că începeți ceva nou, că iau ce urmează, nouă de cupe. Da? Nouă de cupe, ce frumos. Da? lăsați în pace. Însă, Uitați-vă, totuși, în spatele vostru. Bă, nu știu, deci astăzi citesc cartea asta într-un mod bestial, scuzați-mi expresia, mai vorbesc și eu așa. Wow! Da? Priviți către lumina din zare, dar din când în când, întoarceți-vă, dacă voi sunteți aici, aveți un video și întoarceți-vă în spate ca să fiți gata în cazul în care cineva va atacă. Da! Da! Oricum, Septembrie, eu zic să depășiți, că veți depăși clar, că 5 înseamnă schimbare, veți ieși, dar brusc, foarte repede, o lună. Da? Din această vibrație, pentru unii s-ar putea să aibă legătură și cu vaccinarea, mare grijă, așa simt mesajul, vaccinarea pentru că spadele înseamnă și ACE, da? Și ace mare grijă, eu nu sunt de acord, este alegerea voastră, dar, în fine, am zis pentru cine vrea să înțeleagă. Dar, trecând peste asta, treceți peste acest cinci de spate, e o provocare să se vadă, să, să simțiți dacă ați renăscut într-adevăr în lumină, în abundență, în dragoste, da? Femeia de lumină, miracole, câmpul de lumină prin care treceți. Da? Treceți testul și vine nouă de cupe. Și am zis că e aici. În septembrie, octombrie, noiembrie, decembrie. Probabil că unii sunt dintre voi sunteți scorpion de octombrie și oh, oh ce o să mai petreceți, mai, mai, mai. Ciudă, dacă aveți și planete în balanță, cum am zis mai devreme, probabil când va trece soare prin balanță, vă accesează niște stări, niște, da. Dar, Că fi petrecere sau nu. Petrecere e aici un pic și în decembrie, că probabil că o să strice și, și Crăciunul cum vor să strice și Paștele. Dar, mică petrecică, dar, că petrecere, că nu-i petrecere. Dragii mei, în momentul în care renunțați, definitiv fac și așa un pic mai mult teatru, da, dramă La acele culori, da, la acea cromatică gri și sumbră, la cer, acei, nori, nori și la acele spade, în momentul în care renunțați la așa ceva, dragii mei, ia uitați, manifestați nouă de cupe. Dragoste față de voi este vulturul de care am zis mai devreme, da, scorpionul care se, se transformă, judgment day, judgment day, judecata, transformarea, și numai un scorpion care se înțeapă, numai un scorpion care înțeapă, nu-i mai pasă să răspundă la provocări, da? Poate cineva vă provoacă, băi, scorpionul nu mai e rău? Scorpionul mai e rău? rău tăcioasă? Nu. Scorpionul a evoluat, s-a transformat, sau scorpionul, evident, într-o femeie de lumină, într-un personaj de lumină, pentru că a trăit foarte mult, a trecut prin lumină și acum știe că trebuie să se iubească nouă de cupe. Și în momentul în care te iubești, Asta înseamnă nouă de cupe, te iubești. Mai ai nevoie doar de o cupă și o să vină, dragii mei frumoși, mei. o să vină și a zecea cupă. Puf, ce frumos. O să vină și a zecea cupă. În momentul în care te iubești, atragi oameni care te iubesc și care te apreciază. Da? Și am zis, asta este un test al vostru, așa simt dacă îl treceți, veți fi bine binecuvântați, că asta înseamnă o nouă de cupe, binecuvântați, cu miracole, cu bucurii, cu sănătate, cu încredere, cu tot ce mai vreți voi, cu pasiune, cu tot ce vreți. Dar avem aici interesant, aveți, Începeți să comunicați altfel, să comunicați emoțional și conectați la spiritualitate. Crește spiritual, da? Ia uite, femeia de lumină, da? Aveți albastru și mov albastru și mov frumos în octombrie. Și repet, în momentul în care intrați în această vibrație, va veni cineva, cavalerul de monede, poate același care cândva a fost valet, poate același care este asul de băte, variază, poate altcineva va veni să vă ofere ceva stabil, o relație, se va implica cineva în relația cu voi și veți putea Transforma 9 în zece. Zece de cupe și zece de monede. Da. Veți avea abundență împărăteasă cu acest personaj. Veți avea abundență. Va veni cineva. Va veni cineva. Deci, în uh, noiembrie, dacă nu vine cineva, construiți voi. Super hotărâți. Este. Uh, Manifestarea Scorpionului în relațiile, am zis șapte, da, ce frumos, șapte, în relațiile cu cei apropiați. Relații sunteți ca taurii, încăpățânați, determinați, da, să construiți când vreți, evident. Puteți să fiți voi. Vreți să vă construiți relații stabile. Și uite așa, în momentul în care manifestați, faceți practic tot ce trebuie ca să aveți stabilitate, vine și acest personaj. Probabil acest personaj va avea marcaj în semne de pământ, de apă, ca să rezonați emoțional cu un scorpion care nu rezonează emoțional cu cineva, nu are cum să stea lângă acel personaj, da? Uite, ah, ce frumos, da? Ia uite, mai deci nu se poate foc și apă și lumină. Asta e. Eu zic că o să fie totuși un an bun până la sfârșitul anului. Dacă până acum a fost un pic mai greuț, o să fie. O să fie fain. Dragii mei, sper că v-a plăcut. Vedeți cărțile, da? Se termină cu bucurie, cu împărtășire emoțională, cu iertare. Și pentru că e un peștișor, e casa a 12 -a, a credinței. Este Jupiter și Neptun a speranței, a visării. Visați un pic și se va manifesta visul, da? Visați un pic și se va manifesta. Cam atât. Ținem legătura. Mai spuneți -mi și mie. Mai veniți din când în când și spuneți din câte variante am dat ce s-a manifestat. De curiozitate. Că au venit oameni și după un an de zile și mi-au zis, uite, s-a manifestat și cu tare și cu tare. Cam atât, dragii mei, scorpionuți. Vă pup, vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală și să aveți un an bun, dragii mei, să aveți un an bun. Pa, numai bine!